În timp ce desfășurau o acțiune de combatere a contrabandei, polițiștii de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au surprins doi cetățeni bulgari care transportau cu o camionetă marfă pentru care nu aveau acte. În urma controlului efectuat au fost descoperite mai multe cutii în care se aflau în total 5.000 de baterii, care dacă ar fi fost originale, ar valora 5.000 de lei. Bateriile aparțineau unuia dintre călători care a declarat că a cumpărat marfa dintr-un complex din București ca să le comercializeze în Bulgaria. În urma cercetărilor s-a stabilit că bateriile aparțin unui cetățean bulgar în vârstă de 27 de ani, pasager în autoturism, care a declarat că le-a cumpărat dintr-un complex comercial din București cu scopul de a le comercializa pe teritoriul Bulgariei. Marfa a fost confiscată pentru că se consideră că aduce prejudicii producătorului original al mărcii respective. Pentru bulgarul în vârstă de 27 de ani, polițiștii de la frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară și care îl prejudicează pe titularul mărcii înregistrate.